Bună, Simona, continuăm cu toți Mesia răi. Unul bun, restul rău. Nici unul bun. Deci, noi Toți răi. găsim noi. Eu cred că aia care nu sunt numiți Mesia, aia sunt buni. Cum au putut să se ia unii după alții, eu n-am înțeles. Decât dacă există o conducere centralizată a Pământului, întotdeauna. Da. Toată lumea s-a înghesuit să pună câte un salvator. Toate religiile sunt pe principiul ăsta, 1400-2000 de religii. E fantastic. Uite aici am reținut o frază acum când corectam la tine. Dacă omul este preocupat de luptă, nu mai are timp să iubească. Și automat, întrebarea este cum face omul să nu mai iubească? Pentru că cred că asta e o întrebare care și-au pus-o stăpânii la lume. Cum îi facem pe oameni să nu mai iubească? Pentru că în momentul în care iubesc, nu mai poți să mai controlezi, nu mai poți să lupte. Ce este? Deci știi unde greșim noi la modul de a gândi? Ne gândim cum ne-ar place nouă și normal ar trebui să ne gândim cum gândesc ei. Exact. Întotdeauna trebuie să gândești întotdeauna cum gândesc ei. Ce să facem ca să îi omorâm mai repede pe ăștia? Cum să facem să se bată între ei? Asta sunt întrebările care și le pun ei. Nu? Cum să facem să se urească? Care este cel mai mare pericol la omenire dacă se unește? Iubirea. Cum să facem să blocăm iubirea? Așa trebuie să gândim. Totdeauna și vom afla. Dar uite, noi suntem blocați, ne gândim întotdeauna cum ne-ar place nouă. Da, și de aceea, Marius, ceilalți nu ne cred. Sau când spui și zici, a, nu, ca aia nu se poate așa ceva. Cu toate că dovezile țipă în fața lor, în ochii lor, cum ai spus tu, nu-i un milion, sunt mai mulți de un milion de oameni care au murit acolo lângă noi și încă un milion acolo jos. Deci ai dovezile, îți strigă toate viețile alea, îți strigă în față și tu nu spui că nu se poate așa ceva. Exact. Ei nu pot să ne facă așa. Păi de acum, da, uite că l-o omoară pe ăla, dar ți-l arată la televizor. Și are și insignă cu Isus. Și are un steag cu Isus pe tank. Deci, Da, să numele lui Isus. da, cu crucea în față. Da. Și noi citim aici istorie, miliarde de oameni au murit în tot felul de cruciade și de genocide religioase. Ale creștinilor. De ce îl urăști pe celălalt? Cine te face să-l urăști? Cine te-a dezbinat? Cine te-a divizat? De ce îl vezi adversar pe celălalt? În condițiile în care în organismul nostru nimeni nu e adversar. Toată lumea cooperează. Natura cooperează, aerul cu soarele, toată lumea cooperează. Nimeni nu este adversar. De ce noi să fim adversari? Cine ne vrăjbește? Și cum au făcut? Deci astea sunt întrebările care omul ar trebui să le gândească tot timpul. Tot timpul, în viață întreagă, să poată să înțeleagă lucrurile astea. Să se pune întotdeauna în poziția cezarului sau al conducătorilor, al stăpânilor lumii. Ce gândesc ei stăpânii? Clubul Bilderberg, Illuminati, cum gândesc ei? Noi suntem, ca să fie ei bogați, noi trebuie să fim săraci. Ce să facă ca să ne bătem între noi, să fim săraci? Să muncim pentru ei, ca niște sclavi, să le dăm taxe tot timpul. Să luptăm în războaiele lor ca să le mărim teritoriile. Ce să faci? Cum să faci? Trebuie să te gândești. Și dacă ei acum nu știu ce să facă ca să ne omoare, păi sunt aceiași care au fost și înainte. Puteau ei să facă o învățătură care să ne ducă pe noi în iubire? Că nu puteau. Că dacă ne ducea în iubire, noi nu mai puteam să respectăm autoritatea pământească. Nu mai puteam, nu mai exista un stăpân, nu mai exista preot, politician, nimic nu mai exista. Dacă noi am fi fost în iubire. Deci cineva ne ține în divizare. Cum se face divizarea și de ce ne ține acolo? Ce câștigă ei, ce pierdem noi? Așa ar trebui să gândim. În poziția lor, nu în poziția noastră. Noi suntem pe poziție de căpătuială. Hai să facem și noi chestia asta. În niște emisiuni, să ne punem în poziția stăpânitorilor și să gândim cu mintea lor. Ce să facem ca să-i asupim pe oameni? Ce să facem ca să omorâm cât mai mulți din ei? Așa să gândim. Să se vadă cum gândesc ei. Că întotdeauna când ești spre exemplu,
în instituțiile astea de autoritate, cum sunt serviciile, spre exemplu, se gândește în modul acesta. Ce să fac ca să pot să divizez oamenii? Cum să fac să-i omor mai tare? Așa se gândește. Nimeni nu gândește cum să iubesc, să fac pe oameni să se iubească între ei. Nimeni Bine, nu că ei gândește. nu zic cum să fac să-i omor mai tare, ci ei zic, o pun în felul următor, cum să fac să rămânem la putere și să fraierim pe ăștia încă o sesiune, Asta încă este ceva. așa elegantă, dar nu, Da, spun eu așa că elegant. îi gândesc chiar așa. Ce să facem ca să Nu, umor te gândi mai... gândesc altfel, dar felul în care eu o prezintă celorlalți, că altfel s-ar, păi stai puțin, că nu poți să faci așa ceva, ar riposta. Dar mai e încă o întrebare, Marius. Dar noi cum gândim? Păi noi gândim numai interesul nostru. Și știu asta. Ți-am povestit că acum ceva timp o trebuie să mă duc la sindicat, la firmă și să prezint proiectul, care era un proiect social în care ei primeau bani dacă se ofereau voluntari, nu știu ce, în firmele în care vreau să lucreze și primeau bani firmele respectivă ca și donație. Și, na, la urmă nu au acceptat, au cerut anumite schimbări să fie făcute și după aia m-a luat colegul meu de la resurse umane și mi-a zis că Simona mi-a zis, tu trebuie să înțelegi cum gândesc oamenii ăștia. Ei te văd pe tine ca pe dușman, tu ești reprezentanta conducerii. Ei te văd pe tine că tu ai venit aici să-i asuprești. Da? Tu trebuie să le dai ceva. Păi le-am dat, am spus, păi le-am dat, uite, le dăm o donație pentru organizația în care ei sunt voluntari. Da, trebuie să le dai lor personal, în buzunarul lor, să le dai lor ceva. Păi am zis că bani nu o să le dăm. Nu, dar poți să le faci, nu știu, poți să-i faci un poster și le pui posterul pe ușă și spui, uite, angajatul lumii care a făcut nu știu ce eveniment, O diplomă. tu primești un poster. Da, o diplomă, o chestie, ceva, auzi că trebuie să le faci ceva, că așa funcționează. Deci vezi că ei știu cum funcționează lumea, că suntem pe puși pe căpătuială și chiar lumea știe într-un fel că ea vor să ne tragă țeapă. Dar e o dinamică acolo. Știi cum ți-am zis, ca în cartea lui Karl Marx, ca în Capitalul. Lupta proletariatului cu conducerea. Dar acum care mai deștept ca altul, dar cred că șefii sunt mai deștepți decât noi. Ne aruncă câte un morcov și ne dau câte un beneficiu, că noi suntem puși pe beneficii, nu? Eu ce primesc la sfârșit dacă fac asta? Și da, eu trebuia să le spun, păi vă încărcați cu energie, divină. Aruncau ăia cu mere după mine. Ce energie! În contul meu să se vadă. Da, Marius. Cred că internetul meu e un pic instabil. Da, am observat. Intri și ieși. Da. Fac pauză. Nu, ca... Dacă se răută. Ok, vedem cum merge. Da. Deci asta spuneam, că și ei știu ce vor oamenii. Da? Le dai o acadea și sunt bine. După aia ce am mai găsit de la tine și mi s-a părut la fel de bun, când pui legea mai presus de moral, atunci omul poate fi ucis, pentru că nu mai contează. Pui legea mai presus decât iubire. Când pui regulile mai sus decât iubire, atunci omul poate să fie ucis. Sau decât adevărul, sau decât viața. Da. Și se pare că mergem în direcția respectivă. Se pare că regulile care noi le-am creat așa ca să ne facă viața mai ușoară s-au transformat în torționarii noștri. Da. Da. Vedem. Da.
Începem cu Apolonius? Da. Da, Apolonius Tianeus. După ce a călătorit prin Siria, Israel, Egipt, Turcia, Grecia și India, în aceeași perioadă în care se presupune că Isus a predicat, Apolonius din Tiana, 3, 97, 97 după Hristos, a fost considerat de mulți ca fiind cea mai mare figură religioasă a timpului. Potrivit principalului său biograf, Flavius Philostratus din Atena, Apolonios a fost un filozof, filantrop și umanist de cel mai înalt grad. Discuta filozofie, morală, religie, oriunde se plimba și făcea miracole, inclusiv vindecarea bolnavilor și învierea morților. Vita Apoloniei, volumul 4 și 6. Apolonius și tovarășul său de călătorie și cronicarul său sârguincios, Damis din Hierapolis, și-au propus să facă din lume un loc mai bun. Apolonius era vegetarian, atât în dieta sa, cât și în garderoba sa. Atunci când purta pantofi, aceștia nu erau niciodată făcuți din piei de animale, ci din pânză sau viță de vie. Isus, în schimb, a stagnat în nisipurile și pietrele din Galileea, făcând vin și ucigând copaci, aparent neinteresat de restul lumii. În timp ce vizita anumite ținuturi îndepărtate, Apoloniusul îl pedepsea pe regele lor pentru diferite abateri morale, intervenea în afacerile locale, apoi pleca pentru a-și continua călătoriile după ce refuza comorile pe care regele dorea să îi le ofere în semn de apreciere pentru sfaturile sale înțelepte. În timp ce se afla în Alexandria, Apolonius a văzut odată 12 oameni care erau conduși la execuție pentru jaf. Se susține că a simțit că unul dintre ei fusese acuzat pe nedrept. Apolonius i-a aportat pe răpitor cu afirmația sa și astfel l-a salvat pe omul nevinovat de călăi. Încă un om magic, bineînțeles că Apolonius nu avea puteri supranaturale. Este absurd, dar Isus avea. Cronica detaliată a vieții sale, consemnată de Philostratus, bazată pe scrierile acoliatului său Damias și ale altor câtorva, precum și pe informațiile pe care Philostratus le-a cules din numeroasele orașe care erau devotate, constă atât în fapte cât și în legende. Alți autori antici au scris despre Apolonius, cum ar fi Maximus din Egee, secretarul lui Hadrian, Mergenes și Lucian, la fel ca și Sotericus Oasites, poet epic din secolul al III-lea. Istoricul Cassius Dio a scris în jurul anului 200-222 după Hristos despre un eveniment Apolonius care a avut loc în Efes în 96 după Hristos. Philostratus și-a scris biografia lui Apolonius în jurul anului 220-230 era noastră, cu peste 100 de ani înainte de conceperea unei Biblii canonice. Philostratus a fost unul dintre cei mai competenți și mai faimoși istorici ai vremii, însă nu găsim nicăieri în scrierile sale vreo mențiune despre Isus. Ciudat, nu-i așa? Deci aici ce vedem? O listă de autori ai timpului care scriu, a amintit tot despre Apolonius, dar nu a amintit nimeni despre Isus. Da, potrivit relatorilor. Știm totul despre Apollon și nu știm nimic despre Isus. Potrivit relatării lui Philostratus, Apolonius a avut o naștere divină, a practicat celibatul și a vindecat bolnavii și orbii. El a curățat orașe întregi de ciumă, putea prezice viitorul, vorbea și hrănea masele, era venerat ca un zeu și era de fapt fiul zeului. Împăratul din secolul al doilea, Marcus Aurelius, 121-180 după Hristos, a scris că a învățat de la Apoloniu să fie liber cu o certitudine dincolo de orice șansă, să nu se uite la nimic altceva decât la rațiune, nici măcar pentru o clipă.
Nicăieri, în spusele lui Isus din Nazaret, nu vedem o bijuterie echivalentă de dialectică sau un sfat cât de cât înțelept care să înalțe rațiunea deasupra credinței oarbe. De la Isus suntem, de fapt, înzestrați cu exact contrariul. Ok, deci pe Apolonius rațiunea era cea mai importantă. Rațiune, da, dar Apolonius nu a renunțat la toate accepțiile acceptate, excepțiile acceptate, teologiile teologice ale vremii sale. La fel ca majoritatea oamenilor superstițioși ai vremii, Apolonius credea în zeii greci. Recunoașteți chiar și în Noul Testament o recunoaște pe zeița Diana, precum și pe zeii Molech, Jupiter, Mercurius și nu numai. Ca și Isus, Apolonius credea că demonii pot controla oamenii. Cu toate acestea, Apolonius era de o umilință ieșită din comun, considerând că orice laudă la adresa zeilor însemna asumarea unui subiect dincolo de puterea umană. El a ținut o predică de pe munte către efeseni, îndemnându-i să studieze doar adevărul, filozofia și înțelepciunea. Comparați acest lucru cu propria capodoperă de pe munte a lui Isus, ca un singur exemplu, Matei 5:28-29, în care spune că dacă te simți atras de o femeie, scoateți ochii și urinează-te pe creier. Ce imbold ar avea atunci oamenii să meargă într-adevăr și să se înmulțească, așa cum aparent le-a poruncit zeului Moise, fără să simtă oarecare atracție fizică. La prima mea lectură amănunțită a Noului Testament, am plecat cu conștientizarea faptului că Isus considera că penisul erect să fie o urăciune de rang inferior, la fel ca porcii sau smochinii care nu dau fructe. Văd că sunt de acord cu Pavel în ceea ce privește lucrurile despre care mi-ați scris. Este bine ca bărbatul să nu se atingă de femeie, în Corinteni. Și știi că Dumnezeu nu urăște decât poponarii, în Lev, ci și lesbienele, în Romani. Să revenim acum la protagonistul nostru filantropic pitagoreic. Dacă citiți Vita Apolonii, veți vedea că compasiunea și faptele drepte ale lui Apolonius sunt pur și simplu de neegalat. Dacă scriile lui Damis, Maximus din Egee, Moeragenes, Lucian, Sotericus, Oasites și alții ar fi fost distribuite pe scară largă și li s-ar fi permis să ajungă până la noi de-a lungul istoriei, fără a fi suprimate de cenzura creștină, motivând și incitând astfel poate un cult pe scară largă a lui Apolonius, probabil că nu ar fi existat istoriile și superstițiile creștine violente propagate de-a lungul secolor până în zilele noastre. Spre deosebire de credincioșii Bibliei, adepții lui Apolonius nu ar fi avut niciun mandat sfânt pentru a ucide vrăjitoare, copii neascultători sau canaiți, sau pe oricine. Campionul nostru a fost un adept binevoitor al lui Pictagora. Într-una din scrierile sale către Apolonius, împăratul Titus, 39-81 după Hristos, a fost plin de laude. Eu am cucerit Ierusalimul, dar tu nu m-ai cucerit pe mine, spunea împăratul Titus. De pe treptele templului din Olimpia, Apolonius i-a uimit pe toți, nu doar prin ideile sale, ci și prin modul în care își exprima gândurile. Când judecătorii Jocurilor Olimpice i-au solicitat prezența, Apolonius a scris: în ceea ce mă privește, aș veni pentru spectacolul luptei fizice, numai că aș abandona lupta mai mare pentru virtute. După cum putem vedea în scrisorile lui Apolonius, disponibile și astăzi. Împăratul Caracalla, 188-217 după Hristos, a construit un templu pentru Apolonius. Împăratul Septimius Severus, 145-211, la curtea sa de la Roma, a făcut să fie ridicată statui atât ale lui Apolonius, cât și a lui Isus cel Himeric. Împăratul Marcus Aurelius a relatat că a dat peste multe alte statui ale lui Apolonius în timpul expedițiilor sale militare.
Aparent, chiar și unii creștini moderni abia se pot împăca cu faptul că Apolonius, un contemporan al lui Isus, a fost un făcător de minuni și mult mai altruist și mai sfânt decât Hristosul lor. Scriitorul, fără îndoială creștin, al articolului despre Apolonius în Penicyclopedia a afirmat: este aproape inutil să remarcăm că viața lui Apolonius este o grămadă de absurdități și imposibilități, dar el recunoaște că există și alte texte care îl coroborează pe nobilul nostru înțelept. Ar fi scris el același lucru despre Biblie? Apolonius a fost venerat timp de secole după moartea sa, poate cel mai mult de către împăratul roman Alexandru Severus, care a domnit între 222 și 235. Philostratus a scris că Apolonius era fiul lui Dumnezeu, lui Zeus. Astfel, el era fiul marelui om din cer. Credincioșii lui Isus au susținut că Apolonius era un impostor, iar adepții lui Apolonius au susținut că Isus era impostorul. Vrea adevăratul Mesia să se ridice în picioare, vă rog? Argumentarea unui Apolonius istoric este ușor problematică, deoarece autoritățile creștine din toate timpurile au suprimat cât mai multe informații și cât mai multe artefacte au putut. La urma urmei, câți oameni cunoașteți care au auzit vreodată de acest mare om? Mai mult, chiar și creștinii moderni, aparent ofensați sau frustrați de ideea că un om cu adevărat sfânt a rivalizat cu Hristosul lor, se străduiesc să demonstreze relatarea lui Philostratus. Stai puțin. Deci, interesant este că Apolonius era mai cunoscut decât Isus. Întrebarea a fost de ce au simțit să înlăture toate mărturiile despre el, nu? Scrieri și dovezi faptice, artefacte. Toate au fost. De ce? De ce era periculos? De ce era important să pună un om mai presus decât toți ceilalți? Aceste întrebări trebuie să găsim răspunsuri. Pentru că din cauza lor noi ne omorâm în continuare. Vreau să-l facă unic pe Isus, că nu a mai existat nimeni în afară de el pe pământ cu asemenea puteri. Și dacă era unii, ce s-a întâmplat? În condițiile în care am mai discutat noi lucrul acesta împreună, că cel mai mare miracol este viața în sine și nu poate să existe ceva mai miraculos decât viața în sine, nu? Faptul că Dumnezeu funcționează din plin toate motoarele în corpul tău, este cel mai mare miracol. Nu există ceva care să depășească acest lucru. Și Dumnezeu nu poate fi vindecat de ceva anume. Noi putem decât să stricăm armonia divină, dar de vindecat, noi nu putem vindeca nimica. Da? El se vindecă singur. Nu, Noi eu trebuie cred să că ducem corpul la acele condiții care permit repararea lui de către el însuși. Deci să creăm Da. condițiile care îi dă lui posibilitatea să se repare singur. Atâta trebuie să facem. Fără intervenție din afară. Fără nimic, că nu e nevoie. Toate mecanismele de reparație sunt acolo. El l-a făcut perfect. Da. Eu cred că ei au avut nevoie să elimine toate personajele sau cât mai multe personaje din istorie care au avut calități asemănătoare cu cele care ei le-au redat lui Isus ca să-l facă unic. Într-un fel se arată că lumea pe vremea era un fel de sălbatică, înapoiată, erau vai de capul lor. Și a venit Fiul lui Dumnezeu care într-adevăr trebuia să fie special. Nu puteau să mai fie alte cărți cu alți oameni la fel de speciali. Trebuia să fie unicul, singurul. Dacă altfel ar fi deschis posibilitatea unei dezbateri și dezbaterea nu este permisă în dogmă. Nu? Nu ai voie să contrazici. După părerea mea, omul acela a pus intermediar între om și Dumnezeu, deci acea ficțiune, acel om providențial, salvator, imaginar, pus între Dumnezeu și noi, l-a tăiat pe Dumnezeu. A tăiat legătura cu Dumnezeu și în momentul în care omul îl salvește pe acela, nu mai salvește pe Dumnezeu.
Și neslăbuindu-l pe Dumnezeu, el nu știe că este în puterea lui să schimbă viața. Și el atunci așteaptă ca cineva să-l vindece, să-l repare. Cineva din afară să-i schimbe viața. Și de aia apare rugăciunea, biserica și mai departe. Deci ei, oamenii se închină la o himeră. Nu mai vorbesc de faptul că fiind pe poziție secundară, deci fiind un intermediar, este eu pe primul plan. Adică este adevărul meu, dreptatea mea și binele meu mai presus decât toate. Deci asta aduce intermediarul. Diabolizarea. Deci îl diabolizează pe om. Dacă îl ai numai pe Dumnezeu deasupra, tu ești o ființă divină. Dacă ai un intermediar pe care tu îl ridici mai presus decât Dumnezeu și te închini la el, atunci devii o ființă întunecată. De aceea l-au introdus, ca să ne diabolizeze. Noi suntem diabolizați. Și cineva spunea astăzi o chestie foarte interesantă, că noi facem parastase și ne ducem să facem, îl spovedim pe diavol. Te spovedim pe diavol. Spovedim pe diavol. Deci, noi, pentru că suntem egoiști și suntem preocupați de interesul propriu, noi suntem diabolizați și îl ducem pe diavol la biserică să-l spovedim pe diavol. Mai dăm și cu mătura aia în cap, cum îi spune. Bufine-o cu cetă în cap și cu apă sfințită. Da. Deci ei ne-au făcut când au pus toate virtuțile acolo și au zis, trebuie să atingeți 464 virtuți și sunteți foarte păcătoși, aveți 464 de păcate, pe noi ne-a pus în poziție diabolească, ne-a diabolizat. Asta e vrăjitorie, magie. Pentru că întotdeauna atacul asupra lui Dumnezeu a fost făcut, deci diavolul cum atacă pe Dumnezeu? Zice că nu e bine ce faci tu. Da? Deci când ai pus un intermediar, este ca și când ai spune că Dumnezeu nu face lucrurile perfecte. Păi nu se poate așa ceva. Asta înseamnă că eu sunt pe primul plan, eu le fac perfecte. Uite, am pregătit aici 70 de vindecători, zice Iisus. Și nu se poate că să te atacă la Creatorul Universului. Când îi zici că voi toți sunteți răi, și la Saducheni, nu știu cum le mai zis, că sunt netrebnici, sunteți toți răi, asta înseamnă că l-a acuzat pe Dumnezeu, soarele de iubire din fața noastră, care oricum vine cu ceva ce este în noi și el nu are cum să fie rău, ci răutatea din noi ne vine din față în oglindă, deci e o acuzație gratuită adresată lui Dumnezeu și este de fapt o înjurătură și nici nu am cuvinte să spun. Este o acuzație de negândit la adresa perfecțiunii divine, maestății, frumuseții și perfecțiunii divine. Și nu se poate face. Numai diavolul poate să zică așa ceva. Numai diavolul poate să zică că voi toți. Deci omul se închină la diavol. Intermediarul este diavol. Și e vorba de 1400-2000 de religii. Și în modul acesta omul și-a pierdut calitățile divine, s-a supus unei autorități pământești, da? Care este preotul, stăpânul, politicianul, avocatul, toți ăștia, clubul Bilderberg Illuminati și din asta se fac ce vor cu noi. Pentru că le-am dat puterea. Ne-am pierdut libertatea, suveranitatea și puterea divină. Noi nu credem, nu înțelegem că suntem o ființă divină. Ființa divină vede totul egal. Sufletul din noi nu vede ceva mai sus decât altceva. Nu-l interesează. El doar dăruiește. Sufletul divin din noi doar cooperează, doar colaborează, este una cu tot ceea ce există. Uite, tot ceea ce există, nu? Este perfect în fiecare clipă. De ce noi am fi mai puțin perfecți decât tot ceea ce există? De ce am putea să fim noi mai imperfecți decât soarele, decât aerul, decât pământul, decât apa, decât celulele noastre, decât inima? Toate sunt perfecte. De unde această nebunie că noi suntem imperfecți? Adică îi punem o etichetă de imperfect lui Dumnezeu, care ține în continuare, deja ține în continuare corpul acesta cu miliarde de celule și are toată lucrarea asta fantastică în mâna lui. Și ne ține în viață și ne sacrifică pe sine pentru noi, ca să ne-a creat pe noi și ne ține în viață. Cum să-i spunem noi lui Dumnezeu că nu faci lucrurile cum trebuie? Este doar o brăsnicie. Deci este doar stricarea pe care o facem noi la armonia divină. Stricăm armonia divină.
Și de aia nici nu există vindecare, că n-ai ce să vindeci la el. Trebuie să te duci în condiții să retragi stricăciunile pe care le faci și să duci corpul în condițiile pe care se repară singur. Atât trebuie făcut. N-ai nevoie de ceva din afară, nici măcar cu plante, nici cu nimic n-ai nevoie. Să duci în condițiile în care el se repară singur. Și ceea ce repară cel mai bine corpul este înfometarea. Înfometarea, mănânci puțin și se repară singur. Păi nu știu, mai ales că am observat în perioada asta, mai ales când acum când se răcește, parcă avem nevoie să mâncăm mai mult decât în perioada când e perioada de vară, să spunem. Nu știu. Deci tema asta cu Salvatorul trebuie înțeleasă bine, ne punem mereu întrebări și ne punem în poziția stăpânilor lume că de ce l-au creat. Deci trebuie să ne întrebăm de ce l-au creat, care sunt avantajele lor, ce au câștigat, ce am pierdut noi. Apoi nu ne dăm seama. Apoi rămânem polarizați și îl urâm pe cel care este necredincios. Când este de fapt Dumnezeu care e tot. Corpul ăla ce este? Corpul divin. Corpul lui Dumnezeu. Cum să zici tu că este greșit ce zice el? Nu se poate spune nimic despre nimic. Vine Dumnezeu sub formă unui necredincios sau unui netrebnic, sau unui trădător, mincinos sau bețiv. Este Dumnezeu acolo, sau tatuat. Vine El sub toate formele. Atâta ne trebuie noi să acceptăm. În momentul în care nu acceptăm infinitatea de forme prin care vine Divinul, noi creăm Universul. Adică accentuăm lucrurile pe care le respingem. Tot ceea ce respingem va veni spre noi și ne va lovi. Se poate respinge nimic. Și asta, de fapt, ar fi religia iubirii. Religia iubirii îl vede pe Dumnezeu în toate situațiile. Dacă tot ce face El este perfect, nu poți să spui că, uite, aici e un salvator care să vă salveze. Păi dacă totul e perfect, nu înțelegi că e perfect în fiecare clipă. Nu poate să fie ceva greșit. Și că ăștia se bat și tot este perfect în fiecare clipă. Este El care ia diferite jocuri și acolo și acolo și în ăla care vine vrășmașul din față. E în toată lumea. Totul e foarte bine. Nu poți să zici că este imperfect. Când accepti pe Dumnezeu așa cum este El, atunci dispare Salvatorul. Pentru că atunci nu l-ai decât pe El deasupra. Nu mai ai un intermediar. Dacă nu mai ai un intermediar, dispar stăpânii lumii, dispare preotul, autoritatea pământească. Că nu mai ai nevoie de autoritate pământească să te repare. Că dacă tu ești perfect, ce se repare la tine? Nimic. Deci ei, ca să existe acolo, trebuie mereu să facă exact situația de la misionarul din Brazilia, din jungla Amazonului. Trebuie să facă continuu tot posibilul să arate că nu ești bine. Nu ești bine, ești defect, nu e în regulă ce faci, nu este bine, nu e drept, uite, sunt războaie, deci mereu atâția. Divizează, îi pune pe unii, se bate cu alții. Și atunci devine important Salvatorul, devine importantă rugăciunea, biserica, devine important psihologul, avocatul, medicul, preotul, politicianul, clubul Bilderberg și Illuminati. Toți devin importanți prin singur fapt. Atâta te manipulează. Zic că nu ești bine. Toată psihologia, când o citești acolo, zice că sunt o mulțime de lucruri care nu funcționează. Un repertoar imens că lucrurile nu sunt bune. Aiure. Adică cum poți tu să spui că nu face bine ceva Dumnezeu? Da, Mariu, și dacă spui și dacă până la urmă nu te crede și zic că totuși e bine, spun, dar poți să faci mai mult. Dacă Iată, tu ai atenție. făcut nivel și tu le știi pe toate. Da, păi poți să faci mai mult. Și după aceea dau exemple de toți ăștia mari care au făcut și au dres Când așa. ai spus mai mult, înseamnă că mai bine decât altceva, înseamnă diabolizare. Și te aruncă Da. în suferință, că lupți pentru mai mult, dar vei suferi. După aceea te întreabă, dar de ce te ocupa numai de tine? Da, Știai ori că... fii mulțumit cu ce ai. Păi da. Ce lume nebună. Și cum mai este că acum în noua ordine mondială toată lumea o vrea. O să vezi. Deci ăsta este obstacolul fantastic al noii ordini mondiale, că toată lumea îl vrea, o vrea. Nu se va opune nimeni.
De Marius, că ăștia din Iulge acum vorbesc toți de nu știu ce dimensiune a 4-a, 6-a, 7-a, 15-a, că o să intrăm acum, că lăsăm lumea veche și intrăm în lumea nouă. Și curajul de 15 minute ce face? Păi nu știu, e pentru Noi ne ei. uităm la... Păi este ca alba neagră. Te uiți la dimensiunea 7-a, 8-a și ăla pe, în spate schimbă structura administrația orașelor. Așezarea lor. Și După mai aia bine se cu ID-ul prepară. digital. Ai văzut că o să facă portofel Da. digital în Comunitatea Europeană, obligatoriu. La Banca Europeană, Centrala Europeană, au anunțat de mult ăsta, Lagarde. Anunțase de mult ăsta că avem nevoie și am citit documente din astea de când. Nevoie, că mai întâi se începe cu o idee. De ce avem nevoie de un euro digital? Da? Așa se începe. Mai întâi se bagă conceptul, ideea respectivă, oamenii o citesc o dată, de două, de trei, de 10, se vine cu argumente, că și lucrează pe argumente, să găsească argumente de ce este bine, că prin argumente ei câștigă susținători. Și spune, da, ok, într-adevăr că faci plățile mult mai ușor, o grămadă de avantaje, da? De ce ai nevoie la plăți de istoricul medical al tău sau de educație? Păi plătești, te duci într-un magazin. De ce ai nevoie de istoricul medical? Păi n-ai nevoie la plată, ai nevoie probabil că la călătorii. Păi nici la călătorii n-ai nevoie de istoricul medical. La ce îți folosești istoricul medical? Ai nevoie de asta de vaccin. Păi ce ai nevoie de... Că... Hai că după aceea nu ne mai lasă să mai vorbim. Ai nevoie când te duci, de exemplu, în Africa, te controlează la aeroport, la carnețel. Dacă ai toate ștampilele acolo, acolo te verifică la ei. Aici, în Europa, nu neapărat, dar în Africa te verifică, dar un motiv să prelungească, că s-au mutat africanii aici. Deci fii atent, ca să poți să... Deci noi suntem stricăcioși, stricăcioși. Deci nu știm decât să stricăm. Stricăm organismul și pe care venim cu ceva din exterior zicând că reparăm. Păi ce să repare? Să duci organismul în condițiile de autoreparare. El are toată repararea în el. El are toți medicii acolo, sunt acolo în el. Dumnezeu, Creatorul Universului, care știe ce să facă. Noi venim din afară și zicem, tu, Doamne, nu știi ce să faci. Păi stai puțin că e corpul lui, nu e corpul tău. Tu îl repari corpul lui, ca ai cum să repari, că el și-a pus totul acolo. Ce să faci? Cum să vii tu cu medicamente din afară? Este imposibil să Dar cui repari o... nimic, decât să strici, poți să strici. Deci repararea nu se face decât să duci organismul în condițiile în care el se autorepară. Atât. Asta e toată medicina. Și gata. Deci trebuie să-ți pui întrebarea, cum să fac și ce să fac ca să-l duc în condiții să se repare singur. Păi mănânci verdețuri, mănânci semințe și mai departe. Mănânci puțin și se repare singur. Îl duci la condiția de mătură, pentru că mâncarea, noi nu avem nevoie de mâncare, mâncarea este doar o mătură. Avem nevoie de acel tip de alimente care pot să măture cât mai repede intestinul gros, pentru că viața și moartea se stabilește în intestinul gros. Și pe conducte. Conductele sunt foarte importante. Deci trebuie să faci tot posibilul ca să ai conductele curate și alimentele să fie în așa fel atât de brute încât să măture repede intestinul gros. Că dacă sunt acolo toxine, vin și le ia și le bagă în organe, în celule. Deci atât trebuie să faci, să fii atent să... Deci pentru asta a fost gândit mâncarea, nu pentru gust, nu pentru savoare, pentru nimic. A fost gândită pentru mătură. Să fie o mătură și atât. Și intrăm într-o problemă mare. Că să știi că ei nu au interesul să trăiești mai mult. Sunt experimentele acelea cu șoareci, făcute cu șoareci, în care o grupă a fost ținută cu alimentația obișnuită și cealaltă grupă hipocaloric, adică puține calorii. Ăia care au mâncat obișnuit cu mănâncă șoareci au murit la termen. Deci asta înseamnă că
Noi când mâncăm așa și ne întreținem, de fapt, o metodă prin mâncare, metodă de extinție în masă. Au murit la termen. Deci toți oamenii vor muri așa cum sunt. De fapt, ne autoprogramăm să murim pentru că atât de puternică este intoxicarea prin alimentele acestea, încât e totul calculat. Iar ceilalți în regimul hipocaloric au trecut în al doilea, să zic eu, ciclu de viață. Vreau să spun că au venit alții care au murit și ăia la termen, mâncând obișnuit, și ăștia au trecut în al treilea ciclu de viață, la care Deci mai trăiesc bolani și astăzi. nu știm. Cercetătorii s-au oprit. Și a zis, aoleu, A aoleu, fost băgați zis, dă-le acum, să mănânce, dă-le să mănânce că după aceea e problemă. băgați oferte. Deci noi, într-adevăr, suntem conceput să trăim mult mai mult, nu așa puțin, dar uite că nu ne lasă stăpânilor. Da. Mai departe. Mai departe. Din fericire, Vita Apollonii, lucrările altor istorici și multe artefacte fizice au scăpat cenzurii și distrugerii creștine. Obstacolele așezate împreună în încercările de ascundere obscurantism se pare că sunt slabe și ușor de depășit. Rămânem cu multe articole și de dovezi fiabile. CSI Tiana. Printre artefactele care susțin istoricitatea sa se numără statuile lui Apollonius din Roma, ridicate de împăratul Septimius Severus, precum și cele consemnate de împăratul Marcus Aurelius, așa cum s-a menționat anterior. Un text sanscrit antic a fost găsit în India cu numele lui Apollonius, Damis și altele menționate de Philostratus, ceea ce confirmă călătoriile indiene ale lui Apollonius și Damis. Printre artefactele din Muzeul de Arheologie din Adana, Turcia, se află un fragment inscripționat cu un poem de 4 rânduri atribuit lui Apollonius. O carte de înțelepciune a lui Apollonius a fost scrisă în jurul celui de-al cincilea secol în secolul al XIX-lea, nu, că l-a scris în al V-lea secol după Hristos, descriind un templu al lui Apollonius din Tiana, un om adorat de toți oamenii. Istoria Augusta descrie viața împăratului Aurelian, inclusiv Aurelian, remarcând o statuie a lui Apollonius în timp ce armata sa mărșăluia prin Tiana. Faptele lui Apollonius au fost înregistrate și păstrate în orașul său natal, Tiana, plasate în templul lui Apollonius și menționate mai târziu, în secolul al XII-lea, de către Tzetzes, dar care nu mai există astăzi. Unii sceptici au propus că Philostratus a făcut până la personajul lui Damis ca pe un sacrificiu literar pentru a-și ajuta cronica lui Apollonius. Dar unul dintre cei mai bogați oameni de la sfârșitul secolului al XII-lea, al doilea, a fost un prieten apropiat al lui Vespasian, un om numit Flavius Damianus. Acesta ar fi tocmai numele roman dat unui descendent al unui om numit Damis. Familia lui Damis era foarte bogată, dar respectivul descendent era atât de venerat încât să îi se acorde prenume și Cognomina, cognomen. cognomen, da. Iulia Domna, soția împăratului Septimius Severus, deținea cronicele lui Damis, dăruite de un descendent al lui Damis, și le-a pus la dispoziția lui Philostratus, cerându-i să construiască o istorie a lui Apollonius. Damis se oferise voluntar să-l însoțească pe Apollonius ca însoțitor, cronicar și ghid, deoarece vorbea persana, armeana și cadusiana și cunoștea geografia și rutele terestre spre Babilon. În ansamblarea Vita Apollonii, așa se numea cartea, Viața lui Apoloniu, Philostratus a folosit scrierile lui Damis Maximus din Egee,
Moragenes și alții. Înainte de Filostratus, atât Lucian cât și Soterichus Oasites au scris despre Apollonios, iar lucrarea lui Filostratus este considerată în mare măsură ca fiind suplimentară la o bibliografie a lui Apollonios. Sau memoriile sale, memoriile scrise de Mergenes. Lucrarea lui Mergenes este menționată de Părintele Bisericii Origin în Contra Celsum, 240, dar ea nu a ajuns până la noi astăzi. Știi ce lovește pe oameni? Lovește propria lor ignoranță. Au o ignoranță cumplită, cumplită, cumplită și stăpânii la lume știu asta. Și din cauza asta este și o armă de scăderea populației, o educație slabă. Deci Da. slăbesc educația ca să nu poți să ai un aparat critic, să poți să privești lucrurile, să le cântărești cum trebuie, să nu ai analiză, să nu le poți analiza. Și pe de altă parte îți dă și informații unice, în condițiile în care noi trebuie să alăturăm diferite informații ca să putem afla adevărul. Deci nu se poate afla adevărul cu o informație unică. Plus că suntem învățați să excludem informațiile, nu să le arăturăm. Exact, suntem învățați să le excludem. Și ne Apoi, duce la ignoranța asta. da, cine stă și chiar mă gândeam acum când citeam și tu ai spus foarte bine că ignoranța, că cine stă să citească cărți de genul ăsta? Că oamenii au ceva mai bun de făcut decât să au și să ne asculte pe noi, apoi să Da, ei citească. se duc să distreze la restaurante, acum n-au treabă cu așa. Dar îi omoară, perspectiva unică îi omoară, în schimb. E cauza distrugerii lor, pentru că Dumnezeu vine pe polarizare. Cum îi prinde pe perspective unice, cum vine împotriva lor. Când pun reguli, idealuri, virtuți pe primul plan, îi lovește. Pentru că ei nu mai pot să iubească, pierd iubirea. Da. Da, păi cum ai spus tu, Marius, dacă omul este preocupat de luptă, nu mai are timp să iubească. Dar luptă înseamnă și lupta de zi cu zi. Nu Sigur. e lupta că te sari la, te duci la luptă la, în război. E lupta de fie, ești preocupat. De am spus că noi funcționăm pe instinctele primare. Da. De supraviețuire. Noi nu am evoluat la nivelul de maimuță. Așa este. Dar uite, Apollonius, cât de mult, cât au scris despre el, despre Iisus, mai nimeni? Câte Da? statui i-au clădit, până și templul i-au clădit în viața lui. Da. Da. Deci era un personaj real, uite, pe acest personaj puteai să vorbești despre el. Da. Nu era nevoie să-l slăvești, puteai să-l citești. Nu era nevoie să faci statui din el sau să-l transformi în temple și biserici. Dar poate că ei slăbeau, nu inteligența, înțelepciunea sa. Calitățile lui, da, calitățile lui pot fi citite și pot fi apreciate, dar nu poți face un templu. Când faci un templu, de fapt, idolatrie. Depinde, Marius, noi știm acum că templul erau ca să se roage, dar poate că templele erau universități în care se studia. Nu știm exact la ce erau folosite templele. Da, deci înainte, atâta timp cât templele erau locuri de învățătură, era ok, dar în momentul în care a apărut rugăciunea, rugăciunea ce înseamnă? Tăierea legăturii cu Dumnezeu. Adică rugăciunea nu apare decât în momentul în care a apărut Salvatorul. A apărut Salvatorul, ți-ai dat puterea acolo și te rogi ca ăla Salvatorul să te salveze. Atunci Da. a apărut rugăciunea. A apărut templul, importanța preotului, a stăpânilor și mai departe. Da. Eu tind să cred că templele în perioada respectivă nu erau neapărat de închinăciune. Cred că erau mai mult locuri de studii. Da, Sau un... de dezbatere. Da. Pentru că rugăciunea a apărut la Solomon, da? De ce au introdus acest virus al rugăciunii? Ei ofereau ofrande în trecut, nu? Se duceau la templu zeiței nu știu care și ofereau ofrande de flori, de nu știu ce, ofrande.
Dacă oferau rugăciune, asta nu știm exact. Știm numai ce ne spun, dar să nu înseamnă că dacă ne spune și adevărat. Da. Păi, adevărata, de ce cera Dumnezeu sacrificiu de sine? Păi, nu, de ce ei sperverau să facă să sacrifice animale ca să nu se sacrifice pe sine? Deci sacrificiul de sine pentru ceilalți era cel care era necesar. Că el zice mai târziu, Dumnezeu, păi nu mă interesează decât faptele și purtarea voastră. Deci sacrificiul de sine, faptele. Da, și uite, sacrificiile cum le făceau mai târziu, când s-a pierdut într-adevăr știința, au fost sacrificii încă umane, fizice. Deci problema este când a apărut preotul, s-a pierdut sacrificiul de sine. S-a pierdut slujirea celorlalți. S-a pierdut unirea cu Dumnezeu, că omul se unește cu Dumnezeu prin supunere și prin slujire. S-a pierdut asta. Și dacă nu mai faci slujire, atunci devine important salvatorul. Și te rogi la el să-ți dea el, salvatorul, să-ți dea ceva. Când tu poți singur să obții ceea ce ai nevoie. Să te străduiești tu și să obții ce ai nevoie. Dar pe de altă parte te-a făcut să devii egoist. În condițiile în care apropierea de Dumnezeu nu se face decât când te sacrifici pentru celălalt, nu pentru tine. Că nu știi ce să faci, pe celălalt să-l faci fericit, nu pe tine. Deci s-a pierdut lucrul acesta. În momentul în care a apărut templele și tot sistemul acesta religios, s-a pierdut iubirea de Dumnezeu, adică iubirea aproapelui, punerea aproapelui pe primul plan. Noi nu credem și nu ne trece prin cap să îi dăm întâietate celuilalt, să-l punem pe primul plan. Că asta înseamnă iubirea de Dumnezeu, celălalt mai pe sus decât toate, celălalt. Ei se numesc că sunt credincioși, dar nu pun pe celălalt pe primul plan. Se pun pe sine pe primul plan, deci nu sunt credincioși. În momentul în care ei se închină la un salvator, înseamnă că se închină la diavol. Se închină la interesul lor propriu, pe care îl pun pe primul plan. Ce pui pe primul plan? Că asta înseamnă credința, asta e întrebarea. Ce pui pe primul plan? Binele meu. Păi dacă pui binele tău, nu ai credință. Și se vede după aceea ei ce fac. Își construiesc case mari, frumoase, luptă pentru mai mulți bani și au mașini frumoase. Deci e pe primul plan, nu e diavolul ăsta. Deci casa aia frumoasă, mașina aia frumoasă, banii aia, înseamnă diabolizare. Societatea ar fi fost altfel dacă noi nu am fi pus un salvator mai pe sus decât toate. Nu se poate că Dumnezeu zicea clar și repeta, eu sunt singurul mântuitor, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există. Deci Creatorul zice, nu există Dumnezeu, Creatorul Universului zice că nu există alt mântuitor în afară de mine. Atunci tu de ce pui un intermediar? Pentru ce? Ca după aceea să te preocupi mai de tine, sau că te preocupi de tine și apar nefericirile, pentru că te ocupi să fie ție mai bine. Și apoi Dumnezeu trimite forțele cerului să te desprindă. Și atunci apare necesitatea rugăciunii, a preotului și mai departe. Toată lumea care te repară. Pentru că ei nu fac altceva decât să te îndemne spre cât mai mult bine pentru tine. Ăsta este sensul. Capitalismul acesta individualist. Când să faci totul pentru binele tău, New Age-ul. Și când faci totul pentru binele tău, vine necazul. Dar nu numai că vine necazul de la divin, dar devine important reparatorii. Tinichigii, lăcătușii, Nu mai instalatorii. e business, Marius. Nu mai Da. e business. Politicianul instalator, tinichigiu preot, lăcătușul medic, ca să repare la tine. Și o rușine pentru oameni. De unde știi că nu sunt pe calea corectă? Pentru că nu au bună măsură, bun simț și au o brăznicie. În momentul în care zic, cine ești tu să-mi spui minuna că asta, el s-a ridicat pe sine, deasupra, automat. Dar nu ne dăm seama când te contrazice, când în condițiile în care sufletul acceptă toate ideile, le pune una lângă alta. Da? Deci sursa suferinței în lume vine de la tăierea legăturii cu Dumnezeu, punându-l numai pe sus decât toate. Noi atunci am devenit importanți, adică eu pe primul plan, binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, deci ne-am făcut diavol, materia a devenit importantă, am blocat primele trei porunci din Vechiul Testament, să nu faci chip cioplit și idol, să mă iubești din toată inima ta, din tot sufletul tău.
Am blocat și atunci noi am devenit o ființă întunecată și funcționăm ca o ființă întunecată. În momentul în care cerem socoteală, când nu suntem mulțumiți, când reacționăm, reactivitatea asta dură de tot înseamnă diabolizare. Și după aceea îl ducem pe diavol la biserică să-l spovedim. Că numai diavolul se duce la biserică. Sufletul nu are Îl iubesc. nevoie să se ducă la biserică, el doar iubește, el e supus, el e slujitorul tuturor. Adică ce, te duci la biserică ca să fii slujitorul tuturor, slujind pe toți oamenii la fel, tu ești plin de iubire, ești împlinit. Dacă ești împlinit, nu ai nevoie de un salvator. Deci ei au trebuit să facă în așa fel încât să nu ne dea voie să fim împliniți. De salvator ce a adus? Egoismul. A adus preocuparea exagerată pentru binele propriu. Și asta facem fiecare. Și când punem binele nostru pe primul plan, ne-am diabolizat, pentru că asta e definiția diavolului. Eu pe primul plan. Atunci materia devine importantă. Am blocat primele trei porunci din Vechiul Testament și când le-am blocat, noi am devenit ființă întunecată. Și suntem răzvrătiți. În dialogurile noastre de zi cu zi nu e normal modul de a purta dialogul. Avem un dialog în care punem regulile lumii, punem virtuțile, principiile pe primul plan, adică nu punem iubirea. Regulile. Regulile, da, ne raportăm la reguli și mișcăm realitatea în funcție de regula respectivă. Și pui regula. Când pui regula pe primul plan, devii drastic, devii nemilos, devii crud, inuman și lovești și ucizi. Pentru că ești separat, ești separat de Dumnezeu. Când ai pus orice din lumea asta cu Salvatorul în frunte, că Salvatorul ce înseamnă? Reguli, virtuți, morală, principii, idealuri, binele propriu, pus mai presus decât toate. Asta este semnificația Salvatorului. Dacă nu există Salvator, nu poți să pui reguli, că nu există reguli. Nu există decât iubirea. Nu există virtuți, nu există păcat. Nu există principii, nu există nimic din toate lucrurile astea, toate cad. Toată literatura aceasta, că noi ne uitam la acea bibliotecă din Tibet, nu? Cu suluri de ăla și zicea că sunt 800 de mii de suluri, nu știu ce număr era. Păi sunt zero. Sulurile aia nu înseamnă nimic, că sunt polarizări. Te învață ceva de acolo că Dumnezeu e peste tot, în momentul în care îl vezi pe Dumnezeu peste tot, a dispărut regulile. Pentru că nu mai ai cu cine să lupți. Deci nu mai ai nevoie de o regulă ca să mă blocheze pe mine să lupt cu aproapele meu. Nu mai ai nevoie de o regulă ca să mă determine pe mine să fiu cordial, să îi dau întâietate celuilalt. Nu! Deci când înțeleg că Dumnezeu este peste tot, eu nu pot decât să iubesc. Acest lucru l-au blocat și l-au blocat cu acest Salvator pus mai presus decât tot. Și ne-au nenorocit. Ne omorâm între noi tot timpul și ne vedem separat. Noi, în dialogurile noastre de zi cu zi obișnuite, noi urâm acolo, avem ură, avem acuzație, critică. Și adică, cum îl faci? Îl faci necredincios pe Dumnezeu care îți vine din față sub forma unui necredincios, în forma unui mincinos, sub forma unui bețiv. Nu poți. Deci cel din față ta e divinul, nu poți să te lupți cu el. Dacă te lupți cu el, înseamnă că nu iubești pe Dumnezeu peste tot și nu poți să iubești. Și nu iubești pentru că ai pus regulile lumii pe primul plan, deci un salvator. În continuare, omul care pune reguli pe primul plan are salvatorul acolo. Deci omenirea nu se poate salva decât dacă pierde salvatorul, dacă dă la o parte salvatorul. Și nu cred că îl dă la o parte. Știi de ce? Pentru că în spatele salvatorului este un uriaș mecanism de tradiții. Tradiții, ritualuri, complicate, fiecare. Și oamenii sunt încântați să facă ritualurile, că cu ele s-a născut. Și așa cred ei că asta este viața. Deci nu poți să le scoți din cap, deja sunt spălați pe creier, sunt programați cu ritualurile respective. Și vii tu și spui că degeaba faci ritualul ăsta, că dacă faci ritualul ăsta și nu te slujești oamenilor, înseamnă zero. Dar să vezi o chestie, dacă slujești oamenilor, fără niciun fel de pretenții, nu mai poți să faci ritualul. Că tu te simți împlinit. Deci, ritualul este făcut împreună cu Salvatorul ca să te faci, să te simți neîmplinit. Să nu fii fericit, să crezi că ești păcătos, că nu e în ordine cum e viața ta. Păi mi-ai luat împlinirea. Nu mi-ai spus că Dumnezeu este chiar supunerea ta, chiar slujirea ta, chiar dăruirea ta, chiar înfrânarea ta, este divinul.
Astea sunt calități ale lui Dumnezeu, alte numele lui Dumnezeu. Pe el îl mai cheamă supunere, pe el mai îl cheamă cârpă. Dumnezeu e o cârpă. În momentul în care ești cârpă și te lași bătut, înfrânt, călcat în picioare, umilit și exploatat și faci voia celuilalt, tu te-ai unit cu el automat. Cine spune chestia? Că nu există nimeni ca să spună așa ceva. Toată lumea spune cât mai mult bine, și inclusiv biserica este interesată, că altfel nu mai plătești taxe și impozite acolo. Înțelegi? Deci tot de perspectiva aceasta, cum să zic eu, seculară, sunt interesați. Economică. Da. Am vizionat un film scurt, dacă vrei să-l trimiști ție, 10 minute, despre capabilitățile maestrilor din Tibet, din ceva prin Asia. Nu mai țin minte cum se numește film, nu mai contează. Și într-adevăr erau niște maestri care puteau să facă foc cu mâna lor, puteau să se vedea cum scoteau energie pe mâini. Aveau calități extraordinare. Și mai erau câțiva adepți acolo cu ei și învățau aceleași metode. Și Și mă ce le gândeam, folosea? Îi făcea mai bun? da, să mă gândeam acum la filmul ăsta și la ce spuneai tu acum, că de fapt nici ei înșiși nu știu că Dumnezeu este peste tot. Păi, ai cea mai mare învățătură. Dacă o ai pe aia, nu mai ai nevoie de nimic. Și Nu mai ai mai cu cine să ales. lupți. Atunci ai lăsat armele jos și nu există decât iubirea Da, acolo. uite, Marius, că asta este tradiția lor și cum ai zis tu că e îmbibat în tradiție. E tradiția lor care eu o dau mai departe la anumiți aleși și acești aleși îi repară pe oameni, Da, dar știi, se capătă autoritate. Ei, prin aceste miracole, ei capătă doar autoritate. Dar nu l-ai învățat pe om că Dumnezeu e peste tot. El, într-adevăr, se supune vrăjitorului sau ce este omul ăla, înțeleptului, învățătorului, dar nu-l vede pe Dumnezeu peste tot și are viața lui în continuare nefericită pentru că nu-l simte pe Dumnezeu. Și nu-l simte pentru că nu are eticheta, nu știe cine e Dumnezeu. Nu știe că e supunerea, slujirea ta. Nu știu nici ce, Marius. Adică nu știu dacă nu știu sau știu, dar o țin ca să aibă putere pentru că ei sunt favoritori de mântuitori. Păi da, ei Deci, perpetuează mântuitorii, sigur. da, deci în momentul în Mila. care au adepților, da, care învață aceste... Da, bineînțeles că învață ca să-i ajute pe oameni să-i trateze, da? Să-i trateze pe oameni. Că îi spun, da, că e bine, dar la urmă ore nu e bine, pentru că nu le spune oamenilor cum să... Nu învață să pescuiască, da? Le dă pește. Dar a doua zi iarăși le e foame, da? Deci îi învață acum. Să Nu îi depindă, deci miracolul ce înseamnă? Să depinzi de autoritatea pământească. El își creează necesitatea. Ca omul să se închine la el. Asta înseamnă miracol. Căci care mai mare miracol e că trăiești? Față de asta există alt miracol? Nu. Înseamnă că vrei să mă manipulezi. Dacă mi-arăți un miracol din ăsta, Da. Și nu înseamnă nimic. mântuitorii care, da, oamenii care au anumite capabilități, îți promovați mai departe. Deci e într-adevăr în toată cultura, în toate culturile, Manipulare, da. acest mit al sau acel concept al mântuitorului, că în momentul în care te duci la un medic și într-adevăr un medic foarte bun și te-a ajutat și te-a dat informații care tu nu le știai, nu le știai că n-ai citit, da? De asta nu știi, că ești ignorant. Și e unul care a citit toată viața, știe mai mult și zici, mamă, ce tare e ăla. Păi știe că a citit, că nu a, că și-a folosit timpul pentru asta. Deci, în momentul ăla, tu ai promovat mântuirea Mântuitorului, cu ăsta, imaginea Mântuitorului. Te duci la cineva că știi că ăla te ajută. Da. Ajută pe moment, dar nu te salvează, că trebuie să te salvezi tu singur. Deci identificarea este făcută cu acele vrăjitorii pe care le fac ei, nu? Acea magie pe care o fac ei, aia este identificarea. Și oamenii zic că uite că este un om grozav, da? Și se identifică cu el. Ori omul acela este în poziția respectivă pentru că nu știe ce este divinul. Din cauza asta face vrăjitorie. Că dacă a ști ce este divinul, nu ar putea să facă vrăjitorie, că nu l-a interesat.
Deci, noi nu știm că Dumnezeu este exact lucrurile acestea de care ne fugim. Supunere, slujire, dăruire, sacrificiu de sine, jertfă de sine, predare de sine, toate lucrurile acestea este unire cu Divinul. Adică când facem ceea ce face El, El se sacrifică pe sine, de sacrificiul nostru pentru celălalt este unire cu Dumnezeu. Și noi știm lucrul acesta, nu ne arată nimeni. Ne arată vrăji, ne arată tot felul de exerciții, ne arată icoane. Deci totul e la distanță, totul e la distanță. Deci nu face parte din viața. Dacă nu face parte din viața mea, eu nu mi-l asum. Deci Dumnezeu trebuie să ți-l asumi. Să-l asumi și să-l trăiești cu ființa ta. Nu să vorbești despre ceva, despre o poveste istorică care nici aia nu a fost. Nu? Să te închini la niște icoane care nu au nicio legătură cu sacrificiul de sine, cu jertfa. Se referă la slujirea celorlalți? Egală? Nu se referă. Dacă nu se referă, înseamnă că nu vorbește despre Dumnezeu. Dacă nu vorbește despre Dumnezeu, despre cine vorbește? Despre diavol. Deci orice nu se referă la slujirea celorlalți în mod egal, este de fapt diabolizare. Orice Bun, și explicație. Da. îți dai seama că acum la Iași ce-a fost, deci oamenii au sacrificat 10 ore să stea în picioare, să roage pentru ei. Pentru ego-ul. Pentru diavol, de fapt. Da, pentru ei, pentru Pentru binele lor, care familie. înseamnă diavolul. Deci au stat 10 ore în picioare. Acolo nu le mai durau picioarele, nu le mai era rău, nu mai amețeau. Nu le mai era foame. Răbdau. Deci îți dai seama cât de mare este ego-ul încât eu n-aș putea să stau. Să mă duc să mă rog pentru mine 10 ore la coadă că dacă mi se întâmplă S-a ceva. rugat pentru diavol. Deci, pentru binele propriu, ce înseamnă? Pentru diavol. Binele propriu înseamnă diavol. Da. De a doua zi s-a dus să o certa cu vecina. Nu numai. Ci ei când revin dintr-o chestie din asta, revin în continuare la lupta pentru a câștiga cât mai mult, de a le fi cât mai mult bine. Deci nu se schimbă. El se duce acolo pentru sine, ca să fie lui mai bine. Să scape de boli, să primească sănătate, să primească o casă, să primească bani, un serviciu mai bun. Deci el se duce să ceară ceva pentru binele propriu. Iar binele propriu este diavolul. Pentru că sufletul nu cere nimic pentru binele Deci lui. Sufletul decât se sacrifică. Total, total pe dos. dar mă gândesc, Mariu, trebuie să fie ego-ul atât de mare încât să poți să reziști atâta timp și să stai pentru tine, că pentru tine stai. Da, atât de Sau mare e ego-ul lor, diavolul atât de puternic e. mi-e greu să concep să stai atâtea ore încât poți să te duci, poți să te duci o oră și să ajuți pe cineva Da, și ai mai da. multă satisfacție. Și ai satisfacție, le trăiești pe Dumnezeu prin sacrificiu de sine. Exact. Atâtea ore cât au stat ei 10 ore, putea să ajute pe cineva să facă un sacrificiu. Hai să ne punem în poziția la stăpânii la lume, da? Tu la stăpânul acelei biserici sau acelui rețea de network de biserici, când vezi că ai cu 100.000 de oameni care sunt gata să stea 10 ore pentru tine, că la tine au venit doar, ca tu să îi salvezi, cum te simți? Da, a dat energie preoților și tot salvatorilor care sunt pe rețea. Da. Pe pânja, pe pânza de pe Iangen. Te simți că poți să faci orice, nu? Ești buricul pământului. Da. Și pe oamenii ăștia îi poți duce la război. Te poți baza pe 100.000 de soldați. Pentru că se văd diferit și au ură. Au ură pe ceilalți. Sunt divizați deja. Din cauza asta spun că noua ordine mondială va învinge, se va realiza, pentru că sunt oameni aceștia care sunt divizați. Și lor ce le dă niște lucruri pe care ei le visează, sunt maxime. Să stea acasă, să nu muncească, să primească un venit minim garantat, să nu mai învețe, nu? Toată lumea vrea asta.
le dă și droguri. Până la urmă se omoară singur. Este exact Univers 25, aplicat la populație și noi nu vedem, pentru că nu știm, pentru că nu cercetăm. Univers 25. Ce au primit șoarecii aceia? Un univers în care totul era de toate, aveau de toate. Și încetul cu încetul au ajuns să se bată între ei și să se omoare. Bunăstare. Deci vezi, până și șoarecii funcționează după același principiu. Da. Așa, păi e creația lui Dumnezeu, nu? Deci suntem făcuți pe același principii. Cred că orice animal care l-ai luat și l-ai trata așa, probabil că ar dezvolta aceleași caracteristici. Deci o să ajungă, noi să facem mâine misiune pentru Piatra Neamț, o să ajungă la fel ca în Univers 25, să nu mai vrea să facă nimic. Înțelegi? Nu se mai vrea să învețe, nu se mai vrea să facă ceva pentru ceilalți. Adică un fel de culme a egoismului. O să fie preocupați numai de ei, de înfățișarea lor, de cum arată. Mai ții minte că zicea șoareci frumoși. Ce frumoși, care se preocupa numai de frumusețe. De să-și facă frizura și manicura. Păi nu suntem în situația asta acum? Pensați. Cu bărbații, care nu mai sunt bărbați. E automat. Și lasă că Dumnezeu face scernere, cine știe, cât timpul, până când ne împuținează. Interesant e că și ceilalți vorbesc despre cernere, deci este recunoscut că în toate rândurile că cernerea vine sau Da, are ei loc. nu văd cauza. Nu văd că cauza este salvatorul. Când ai scos ca salvatorul, atunci Dumnezeu e peste tot. Da, ei zic că nu e salvatorul, zic că e nivelul tău de conștiință. Păi Vibrația. nivelul... Cum? Vibrația ta este la dimensiunea 5-a, ceva de genul ăsta. Ce contează? E ceva mai sus decât altceva. De azi, dimensiunea a 5-a, 7-a, 8-a. Deci ceva mai sus. Înseamnă salvator. E același lucru. Deci cei din New Age au tot un salvator. Dimensiunea a 5-a, 6-a, de ceva mai sus. A, sunt și Pledaieni, sau nu știu cum se numesc. da, tot felul de persoane. Anunnaki și mai departe. Sunt ceva mai sus. Și au un salvator și ei. Acel mai sus trebuie dat la o parte, că nu e nimic mai sus, totul e egal. A fost egal și este egal. Pentru că corpurile noastre, Dumnezeu sunt egale, adică nu e ceva diferit, nu suntem diferiți între noi. Și El face același efort și dorire prin fiecare. Acțiunea este să înveți, să înțelegi că Dumnezeu e în toate pozițiile, a toate rolurile posibile și că nu mai ai cu cine să te lupți. Când ai oprit, ai lăsat armele jos, stai unii cu El. Și atunci nu mai este nevoie de un salvator, că nu te interesează. Unirea cu el, adică sacrificiu pentru celălalt, da întâietate și a face voia celuilalt și a sluji pe ceilalți întâi, îți oferă cea mai mare împlinire posibilă și nu mai ai nevoie de niciun salvator. Din cauza asta, ei au trebuit, au pus exteriorul, salvatorul a adus exteriorul important, a pus exteriorul pe primul plan și noi am pierdut, de fapt, această unire cu Dumnezeu, pentru că pentru noi nu mai este important să colaborezi, să cooperezi cu celălalt, să slujești pe celălalt. Important este să îți cauți comoditățile, bunăstarea, belșugul, plăcerile, ușorul, stabilitatea, siguranța vieții și salvarea. Deci te preocupi numai de tine. Păi nu înseamnă moartea asta, pentru că nu mai dai energie. Trebuie să dai energie ca să supraviețuiești. Nu este o metodă de distrugere masă. Salvatorul este o metodă de distrugere masă extraordinar de performant. Este echivalent cu milioane de bombe atomice. Salvatorul distruge tot. Pentru că tai legătura cu Dumnezeu și nu mai vezi peste tot și tu nu mai ești dispus să te sacrifici pentru cealaltă, ci te preocupi mai de tine. Asta înseamnă ceva mai pe sus decât altceva. Adică eu pe primul plan, materia pe primul plan. E foarte simplu. Da, ai ieșit din libertate și te-ai dus în țarc, ca o oiță frumos și de acolo ești dat stânga, dreapta. Da, nu mai ești liber. Și mai mult te ia și face ceva cu tine. Și nu vei vedea.
Ești într-o formă de blestem, autoblestem, nu vei vedea. Pentru că în momentul în care am ales materia, Dumnezeu s-a retras. Când a ales materia, Dumnezeu pleacă și te lasă și zice, el zice, și ați intrat acum, pentru că nu m-ați ales pe mine, pentru că pe mine m-ai părăsit, zice, m-ai părăsit ce înseamnă? Ai pus materia pe primul plan și bine tu. Pentru că pe mine m-ai părăsit, te blestem. Și este vorba de un blestem în care nu-ți dau voie să te aperi. Deci, cel mai mare pericol, și să-l discutăm și noi mâine, este faptul că noi suntem într-o formă de autoblestem în care nu ne dă voie să ne apărăm. Asta înseamnă că poți să le spui majorității oamenilor ce vrei tu, că nu te ascultă nimeni și toată lumea te va lua în râs. Da? Toți te vor lua în râs și nimeni nu va crede. Poți să le zici ce vrei. Ei sunt în autoblestem. Adică trebuie să sufere. Trebuie să sufere. Numai suferința îi poate mântui. Și să-i lăsăm să sufere. Nu ai ce să le faci. Și 30 de ani de zile, dacă vom vorbi de aici încolo, tot nu vor înțelege. Pentru că nu e, ei sunt în autoblestem, ei sunt pedepsiți acum. Majoritatea nu aud, nu aude, nu înțelege, desconsideră lucrurile astea, se crede superioară, crede că are dreptate, da? Și te respinge această înțelegere. De ce o respinge? Pentru că își pierde, știe foarte bine că își pierde comoditățile. Nimeni nu vrea să se slujească pe ceilalți, să se supună celorlalți. Toată lumea vrea cât mai mult bine pentru sine. Deci toată lumea vrea să fie un diavol mai mare. Un diavol cât mai mare. Cât mai sus și cât mai tare. Da. Deci omul nu știe ce să facă ca să-l slăvească pe diavol. El se închină la diavol. Sunt satanizații, satan. Binele propriu este satan. Binele propriu. Și nu poate fi scăzut decât prin slujirea celorlalți, prin frânare, prin sacrificiul de sine pentru ce. Altfel n-ai cum. Cât orice acțiune care este făcută în interesul tău propriu adaugă la acest diavol puteri. Și îl întărim. După care el devine obraznic. Cine e obraznic? Cine este răzvrătit? Cine reacționează? Diavolul. Din nou. Este cel care reacționează. Care ripostează. Care cere socoteală. Care contrazice. Care critică, acuză, învinuiește, condamnă, judecă. Ironizează, își bate joc de celălalt, își bate joc de Dumnezeu din fața lui. Diavolul este. Crede că are dreptate, că este special, că este deosebit, că celălalt nu știe nimic. Cum poți să spui că nu știe nimic? Că e Dumnezeu care nu știe nimic. E Dumnezeu care e necredincios, e Dumnezeu care este nepriceput, trădător, mincinos, sau beții, sau tatuat, sau cum vrei tu. E Dumnezeu acolo. Nu putem spune nimic la nimeni. E prima experiență de la 2 ani care mi-a arătat când și-a dat măștele jos, toți, bărbatul, femeia, copacul și câinele, mi-a arătat că peste tot, peste tot este același Dumnezeu. Și mai și râdea. Și din cauza asta noi nu putem să fim supărați pe nimeni. În momentul în care îl vezi peste tot și îl înțelegi și ești pătruns în această înțelegere, dar nu poți să fii pătruns decât dacă îl slujești pe ceilalți, altfel nu se ridică vălul. Aici e problema. Dacă nu e supus la toată lumea, adică dacă nu duce găul ăla în jos, nu ai cum să vezi lucrul ăsta și să-l înțelegi. Poți să-i spui cuiva cât vrei, că nu te aude. Nu te aude, e orb, nu te înțelege, nu te vede. Nu se întâmplă nimic. Atât a trebuit să facă, este vrăjitorie. Să-i ducă pe oameni pe materie, materia a făcut să caute plăcerile și ușorul și s-a pus vol. Și a băgat închisoare. Este o închisoare conceptuală, stăpânul cine este? Este salvatorul. Și toți salvatorii sunt, de fapt, stăpânii noștri. Toți. Noi când ne ducem la ei, cum ne ducem la preot? Nu cu sărmâna. Când te duci la medic, cum te duci? La avocat, cum te duci? Cu sărmâna. La politician, cum te duci? Cu sărmâna. Deci e salvatorul. Sunt una. Cu mâna întinsă, dă-ne și nouă ceva în traistă, să nu Ne fii cu dați sau nu ne dați? Da. Uite, asta chestia, mai e ceva, Marius. Că aici vine și cerșenia, cerșitul în ecuație. Asta e încă un atribut. Când ai salvator, ai și cerșitul acolo.
Ai sărăcie, ai bogați, bogați, săraci, lăcomie, ai toate nebunile pe lume. Toate tarele acestei societăți. Toate sunt acolo. Și totul vine din faptul că noi zicem că este o jignire să te supui celuilalt, să fii o cârpă. Zicem că este o rușine să fii slujitorul tuturor. Nu ai cum să se ridice vălul decât când faci ce face Dumnezeu. Dumnezeu e slujitorul tău tot timpul, toată viața. Tu trebuie să fii slujitorul tuturor. Așa te unești cu Dumnezeu. Nu te unești altfel. Nu te unești prin rugăciune. Rugăciunea nu te unește. Exercițiile de respirație nu te unesc. Nimic din afară nu te poate uni. Decât când sacrifici ceva din tine, dai ceva din tine. Ce? În momentul în care sacrifici timpul tău, atenția ta, banii tăi pentru binele celuilalt, tu scazi ego-ul. Când ai scăzut ego-ul, se ridică vălul. Când se ridică vălul, vei vedea pe Dumnezeu față către față. Până la nivelele cele mai mari. În care, spre exemplu, te duci în lumea de dincolo, îl vezi ca o lumină, îl vezi ca creator, ca o persoană. Mergi în trecut, în viitor, cine știe, extraterestre și mai departe. Deci toate astea, calitățile acestea apar în momentul în care tu ești foarte, foarte jos. Toată educația noastră este să fim foarte, foarte sus. Și acolo nu-L găsim pe Dumnezeu, că El e foarte, foarte jos. Umilință maximă este iubire maximă. Este acolo unde se strâng apele. El se duce tot mai jos, ca apa. Apa se duce tot mai jos. Niciodată nu se duce în sus, apa. Deci Dumnezeu este ca apa. Din cauza asta este asemănat cu apa. Este extrem de umil. Se lasă pe sine învins, înfrânt. Creatorul Universului vine ca un om înfrânt pe tine. Se duce în muncile cele mai joase. Nu interesează să se apere pe sine. Nu-și vrea binele, nu te contrazice, te lasă greșit așa cum ești. Nu zice că că el are dreptate. Nu luptă pentru adevărul și dreptatea lui. Se lasă folosit, exploatat, bătut și scuipat. E ultimul om. Din cauza asta, acolo sunt 30 și nu sunt mulți. Pentru că e foarte greu. Foarte greu să fii un om simplu. Culmea, e foarte greu să fii un om modest, simplu și smerit. E cel mai Să greu știi, lucru. că nu e ușor. Și trebuie să pornești singur. Adică să te îmbraci mai simplu, să mănânci mai simplu, să ai mai condiții mai simple, să ți le faci singur. Chiar dacă ai anumite condiții, acum începi să te restrângi, să le dai la o parte. Și simplifici, simplifici, simplifici. Pentru că obiectul și esența lui sunt una. Adică în momentul în care ai redus obiectele, a crescut esența în noi. Sufletul se întărește. Da, obiectele sunt obiecte în minte. Deci posesiile sunt obiecte în minte. Deci nu înseamnă ego. Deci noi nu putem să scăpăm de ego decât dacă o soluție este să reducem și obiectele. Obiectele, posesiile pe care le avem. De aia, marea resetare de acum este și are inspirație divină. Pentru că noi nu putem, noi pierdem energie, este consumată energia pe casă. Casa îți ia energie continuu. Prin actul de posesie îți ia. Dacă nu ia ta casa, nu ai probleme. Dacă e altuia. Dar mașina, dacă e mașina ta, prin actul de posesie îți ia energia. Prin actul de căsătorie îți ia energie. Da? Pentru că apar pretenții, apar tot felul de absolutizări acolo. Da? Nemulțumim. Îl vezi pe celălalt ca și un obiect pe care îl posezi. Ca o proprietate. E proprietatea ta, nu? Deci trebuie să pierzi proprietatea ca să poți să... Deci știu foarte bine ce fac acum. Inspirație divină. Când zice că veți trăi pe credit, pe închiriere. Deci tot. Și farfuriile le închiriezi. Și tacâmurile. Și bascăsii. Și hainele de pe tine le închiriezi. Deci trebuie să se vadă că se încetinește motorul economic. Se încetinește, nu mai ai nevoie de atâta mașini, se închid fabricile de mașini. O să fie o fabricuță acolo care face niște mașini, niște taxi. Nu se trotinete acolo. Sau face trotinete, da? Se închide motorul economic. Se încetinește motorul lumii. Pentru că nu am fost cu minți.
Și ne-am distrat. Exact cauza Imperiilor. Imperiul Roman a căzut în momentul în care patricienii de la Senat s-au mutat în orașul Baia. Se numea Baia. Acum este sub apă. În golf acolo, știi? Tot orașul Baia. Și ei ce vă petreceau în baie, în apă. Iată. Ședințele. Hai să ținem Oare asta? ședință. În apă termală. Și cu fructe și cu de toate și femei. Deci în momentul în care au ajuns la Havus, pac, au pierdut Imperiul. A dat putere adversarului. Deci omul când crește ego-ul, dă puterea adversarului și dă și victoria. Păi, ești nebun. Care-i Sun Tzu? Că vorbește prostii Sun Tzu acolo. Deci omul când umblă pentru, face totul pentru binele propriu, a pierdut războiul, a pierdut lupta. Aia care câștigă sunt, de fapt, sunt cei care pierde totul pe dos. Iar cel care pierde este cel care câștigă, că pierde ego. Îl distruge adversarul. E altă lume, altă realitate. Alte înțelesuri sunt pe dos. Cel care vrea să câștige va pierde până la urmă. Cel care pierde a câștigat. Mergem mai departe. Da. Și se pare că Apollonius a intervenit public în afacerile orașelor pe care le-a vizitat, așa cum a relatat Philostratus, un incident în care o gloată furioasă plănuia să-l ardă de viu pe guvernatorul Pamfiliei, Apollonius rezolvând situația în mod pașnic. Acest episod este coroborat în mod independent de Maximus. Acestea fiind spuse, observăm că Osmond de Beauvoir, Prilo, și-a exprimat îndoielile cu privire la veridicitatea lui Damis în legătură cu călătoriile prin India. Trebuie totuși să subliniez că călătoriile, povestirile și miracolele susținute de Apollonius sunt mult mai credibile decât cele povestite de autorii Evangheliilor. Multe dintre cele spuse de Apollonius fiind susținute de atestări și dovezi fizice furnizate în acest document. Creștinii nu pot decât să-și dorească să aibă să aibă una într-o mie de ori suportul arheologic și textual pentru campionul lor, așa cum avem de fapt pentru Apollonius. Filozoful grec Dion de Prusa, 3220 după Hristos, a produs orațiile sale în secolele 1 și 2. Odată Dion a menționat un filozof fără nume, distins în secolul 1, care s-a bucurat de o reputație mai mare decât a atins un singur om de generații întregi și care i-a admonestat pe atenieni pentru spectacole de gladiator de la teatrul lui Dionisos. Ar fi putut fi acest filozof din secolul I fiul angelic al lui Dumnezeu Iisus Hristos? Din diverse motive, unii istorici cred că acest om distins ar putea fi Musonius Rufus, un prieten apropiat al lui Dion. Atunci, de ce nu Iisus? În ultimele 2 milenii, oamenii l-au lăudat pe Iisus numindu-l lucruri remarcabile și minunate. Iisus nu a mânuit nici pana, nici stilou pentru a-și consemna înțelepciunea, în timp ce Apollonius a făcut acest lucru în mod prolific. Printre lucrările sale se numără o bibliografie, biografia lui Pitagora, precum și 4 cărți despre sacrificii. Copii ale scrisorilor lui Apollonius pot fi consultate în originalul lor grecesc la Biblioteca Congresului SUA. Împăratul Adrian a deținut aproape toate scrisorile lui Apollonius. Trebuie să ne întrebăm din nou, acest om din primul secol despre care a scris Dion de Prusa, acest filozof de cea mai mare reputație, s-ar putea ca Dion să se refere la Isus? Acest lucru nu este deloc probabil. Nu vedem nicio înregistrare a lui Isus care să fie reproșat în discursele spectacolelor de gladiatori și nici Isus însuși nu a scris ceva. Iisus nu a fost în niciun caz o figură pașnică. El a spus să nu credeți că am venit să trimit pacea pe pământ. Nu am venit să trimit pacea, ci sabia. Iisus a lăudat, de fapt, genocidul în Matei și Iuda, expunând faptul că salvatorul evreu profețit
pare să fi fost de fapt un rasist violent. După cum știm din scripturi, Isus a sfătuit biciuirea sălbatică a sclavilor. Isus cere cea mai mare ură din partea oricărui viitor ucenic în Luca. Atunci, de ce ar decada de denunța Isus violența? Cu siguranță că Isus nu avea nimic de spus în această privință și nici nu a declarat vreodată ca fiind imorale sclavia, pedofilia, violul, genocidul, incestul sau chiar acele atât de violente jocuri de gladiator. Isus avea alți pești mai puțin importanți de prăjit sau să se înmulțească, presupun. Mi se pare foarte probabil că Dion să se fi referit nu la Isus, nici la Musonius Rufus, ci la Apollonius, mai ales că vedem o corelație exactă între scrisoarea lui Apollonius, epistola Apollonius 70, către poporul din Sais, care îi pedepsește pe atenieni pentru spectacolele lor cu gladiatori. A scris Filostratus. De asemenea, a corectat următoarea practică la Atena. Atenii obișnuiau să se adune în teatru de sub Acropole și să asiste la măceluri umane. Și acest lucru a fost denunțat de Apollonius. Iar când atenienii l-au chemat la adunare, el a spus că nu va intra într-un loc impur și plin de sânge. Acest lucru l-a spus într-o scrisoare și a adăugat: sunt surprins că zeița nu a părăsit încă de pe acum Acropola atunci când îi turnați sânge în acest fel. Filostratus adaugă: acestea sunt cele mai serioase disertații ale sale de la Atena cu acea ocazie pe care le-am descoperit. Poate că Apollonius a fost într-adevăr filozoful din secolul I despre care delirează Dion și nu omul Musonius Rufus și cu siguranță nu personajul aparent schizofrenic Iisus Hristos. Sau afirmația mea ar putea fi greșită. S-a susținut că Dion s-ar fi putut referi la un roman. Dacă ar fi fost adevărat, probabil că nu ar fi fost vorba de Apollonius. Ca o paranteză, trebuie să subliniez de asemenea că atât Dion cât și Musonius au trăit la scurt timp după Isus și niciunul dintre ei nu a scris vreodată despre Isus sau despre creștini, deși ambii bărbați ar fi trebuit să o facă dacă poveștile fantastice despre Isus ar fi fost adevărate. Dacă nu ar fi fost Iulia Domna, probabil că am fi avut foarte puține informații despre Apollonius. La îndemnul ei, Filostratus a scris viața lui Apollonius, care ne parvine în întregime de acum aproape 2000 de ani. Din păcate, Iulia s-a sinucis înainte ca Filostratus să-și poată termina lucrarea epică de 8 volume. Istoricitatea personajului cu adevărat sfânt, în lipsa unui termen mai bun, Apollonius Tianeus este mult mai puternică decât orice dovadă pentru o altă figură de fiul lui Dumnezeu, care se presupune că a fost conceput printr-o uniune miraculoasă între un duh sfânt și o fecioară umană umilă. Trebuie să presupunem că această fantomă a avut o metodă magică de livrare a spermei divine, penisul său angelic sau poate o pipetă de curcan trimisă de cer. Avem doar cele mai puține indicii despre ceea ce l-a format pe tânărul Apollonius, făcând din el un om atât de înțelept și binevoitor. Țăranii din Tiana au consemnat, așa cum a propagat Filostratus, că în ziua nașterii sale lebedele au dansat în jurul mamei sale pe o pajiște, iar un fulger a însoțit nașterea sa divină. Știm că familia sa era bogată și că a studiat filozofia în tinerețe, îmbrățișând doctrinele nobile ale lui Pitagora. Filostratus a scris că Apollonius nu a murit, ci a înviat și a fost ridicat fizic la cer. Mă îndoiesc cu siguranță, dar dacă creștinii susțin acest lucru pentru presupusul lor salvator, mă simt îndreptățit să consider că același lucru este valabil și pentru înțeleptul din Tianus. Tianus, Tianus, ce frumos sună. Da, ne oprim aici. Ne oprim aici, da. Continuăm data viitoare. Vreau să mai adaug faptul că am observat, spre exemplu, când cineva nu e de acord cu noi,
și folosește cuvinte răstit, ripostează dur, da? Cu emoțional, da? El nu se întreabă dacă e iubire acolo. Deci, ei zic că sunt credincioși, dar riposta înseamnă diabolizare. Riposta, critica, acuzația, învinuirea, condamnarea, faptul că contrazicerea, în Eu condiția în cred care sufletul nu te contrazice, te lasă așa, greșit. da, eu cred că vin din altă perspectivă, Marius, vin din perspectiva de a apăra Păi ce să salvatorul. apare? Ce să... Deci e vorba de un personaj. Deci faptul că personajul este fals îi determină pe ei să lupte. Că dacă nu era fals, nu era nevoie de luptă. Și cine se luptă? Mai diavolul se luptă. Înțelegi? Deci dacă era adevărat personaj și toată scritura aceea, dacă era adevărată, nu era de nevoie de luptă. În momentul în care lupți, înseamnă că în străfunduri înțeles, fructul înțelege că este o minciună. Că simt, întotdeauna apere o minciună. Adevărul nu se apără pe sine. Deci dacă simți nevoia să apere, înseamnă că apere o minciună. Și asta dovedește faptul că nu e adevărat ce spui. Și la ta și pe Dumnezeu. Din față care vine sub forma care vine. A unui necredincios, a unui neisprăvit, a unui mincinos sau bețiv. Deci, noi ar trebui de fiecare dată să ne observăm pe noi, să ne vedem pe noi și să ne întrebăm ceea ce facem noi acum. Deci, nu ceea ce spunem, ceea ce facem noi acum este iubire. Să ne surprindem dacă ridicăm vocea, dacă ridicăm tonul, dacă suntem răzvrătiți, dacă contrazicem, dacă luptăm, dacă ne apărăm. Să ne întrebăm, este iubire asta? Și atunci vom afla că ceea ce spunem noi nu este adevărat. Ceea ce apărăm noi nu a existat niciodată, pentru că întotdeauna apăr un adevăr. Și că suntem diavol, constatăm că suntem diavol, pentru că sufletul nu ripostează. Da? Mă refer la cei care sunt supărați că vorbim despre istoria adevărată a creștinismului ascunsă. Bun. Ne oprim aici. Ai o altă idee să spui, să mă ajut să-mi explicați sau? Am explicat bine? Nu, dar cred că am mai dezvoltat explicațiile, mai ales. Nimic, le mai repetăm. Le mai repetăm și sigur o să mai găsim altele. Dar cât mai multe explicații. Că și ei se bazează tot pe explica nu pe explicații, pe argumente. Când respingi o altă părere, când o respingi, nu e adevărat ce faci. Înseamnă că apă un adevăr. Pentru că sufletul nu respinge. Sufletul doar alătură părerile diferite. Și nu ține cu niciuna. Deci sufletul nu are salvator. Inima nu are salvator. Celulele nu au salvator. Soarele nu are salvator. Apa nu are salvator. Aerul nu are salvator. Nu poate să existe, decât Dumnezeu este una cu acele forme. Este în spatele formelor, la 15 secunde în spatele formei. Este în spatele soarelui Dumnezeu. Cum poți să zici ceva că nu e bine? În spatele fiecărui om este Dumnezeu. Cum poți să spui tu că e într-un fel sau e altfel? Că e necredincios, că e netrebnic? Cum poți să-i spui lui Dumnezeu așa ceva? Că e soarele de obicei care îl ține acolo în funcțiune. Este Dumnezeu care vorbește prin el. Faptul că vine împotriva ta Da. vine datorită absolutizărului și Dumnezeu îl pune să vină împotriva ta pentru că ești poziționat și ești polarizat. Și trebuie să vină să-ți distrugă polarizarea și o va distruge. Întotdeauna când noi apărăm, apărăm diavol. Întotdeauna când apărăm egoul, creăm inversul, îi dăm puterea și victoria, și victoria. Să se înțeleagă, întotdeauna când luptăm și ne apărăm, pierdem întotdeauna. Pierdem și nu e adevărat ce spunem. Nu e adevărat. În loc să căutăm armonizarea cu Dumnezeu, adică unirea cu El, care ce ar însemna în această mișcare pe care o facem noi, în aceste afirmații,
Ce ar însemna? Deci vine cineva și te contrazice și luptă cu tine. Păi lupta aceea, deci te uiți din ansamblu. Contează ce zice. Faptul că te contrează, contrarea aceea nu e iubire. Sufletul nu te contrează. În momentul în care Înseamnă că și apere, apere un adevăr. apără adică o poziționare. E o poziționare. Numai diavolul apără, luptă. Deci numai diavolul luptă și numai diavolul se apără. Când îl contrazici pe celălalt și zici că nu e adevărat ce spune, înseamnă diabolizare. Ești o ființă întunecată, dar instantaneu se întâmplă asta. Și îți face o viață nenorocită, că lucrurile astea trebuie să le plătești. Se vor plăti. Poziționarea se plătește. Și va urma să fie distrusă. Și va fi distrusă în toate formele posibile. Apoi zice că nu avem noroc în viață sau nu ne merg lucrurile bine și că ceilalți sunt vinovați. Păi cum să fie vinovați? Că cine s-a polarizat? Tu te-ai polarizat. Nu ceilalți. Nu? Asta așa, ca să vedem. Încercăm să înțelegem și noi lucrurile. Sper că odată și odată o să le înțelegem. Sau poate în altă viață. Faptul că ne străduim este important. Noi vorbim aici pentru noi, nu vorbim pentru alții. Încercăm să le înțelegem, dar vorbim așa live. Dar noi suntem generoși că împărțim cu ceilalți ce discutăm, Împărțim ceea ce nu discutăm. numai pentru noi. Și dacă mai au alte idei, că atâta ne-a dus pe noi capul acum. Sigur, să vină să ne susțină, să ne ajute. Da. Da, dar suntem cam singuri. Școala iubire nu prea este susținută de alte idei. Dar nu-i nimic, Marius. Fie totul la timpul lui. Da. Pentru că este total invers. Totul e pe dos și de neacceptat. Da. Bine. Zi frumoasă în continuare, mâine. La nouă, la lupta cea mare. Rob cu rob să ne unim. Unirea cu Dumnezeu să o făurim. Numai bine, papa. Da.